situația este bună, dar suntem într-o situație care poate duce la unele greutăți. Cerem ajutor urgent cu forțe ale aviației, blindatelor și transportoarelor. Helicoptere. Teza oficială a fost că unitatea militară de la Târgoviște a fost înverșunat atacată încă din primele clipe de către forțele fidele, securiști teroriste. Am făcut o anchetă cât se poate de serioasă. Am discutat cu foarte mulți militari din cadrul unității militare, am discutat cu elemente cheie de la Târgoviște și vă pot spune cu titlu de certitudine asupra unității militare de la Târgoviște, unde a fost reținut Nicolae Ceaușescu, nu s-a tras nici măcar un singur cartuș. Am proprietatea termenilor, nici măcar un singur foc de armă. Totul a fost invenție diseminată prin intermediul TVR. Poporul român credea că acolo se duce o luptă înverșunată pentru eliberarea lui Nicolae Ceaușescu de către securiști teroriști. Este total fals, nu s-a spart nici măcar o fereastră a unității. Aveți probe? Probele sunt în sensul că am discutat cu militarii din interior. Și o altă probă cât se poate de relevantă este că s-a făcut o comisie de cercetare la Târgoviște, a cărei muncă s-a concretizat într-un raport militar, raport militar desecretizat, unde se spune că nu s-a tras și că a fost o dezinformare cruntă referitoare la atacul unității de către forțele fidele. Mai mult decât atât, comandantul Chemenici, pentru a fi credibil cât de cât în dezinformarea la care a contribuit, în ianuarie 90 a dat ordin zugravului unității să deseneze cu rigip sau cu camciocul pe peretele exterior al unității urme de gloanțe, să pună ca și când acolo tencoiala ar fi sărit ca urmare a impactului cu proiectilul și vezi, doamne, el a stupat găurile respective. Am discutat cu acel zugrav, ca martor, l-am identificat, acum este un om cu anumită vârstă și a povestit cu umor, chiar cum cu toții râdeau în unitate atunci când s-a primit acel ordin. S-a luat legătura cu ambasada sovietică care ne-a promis ajutor militar imediat, întrucât agenți străini și-au permis să trimită elicoptere cu oameni înarmați cu scopul de a distruge ceea ce poporul român a cucerit. Domnule general, ați instrumentat dosarul Revoluției din decembrie 1989. Dosarul a ajuns în instanță și cumva a fost reîntors din instanță, iată, după 33 de ani. Puteți să spuneți ce s-a întâmplat? După întocmirea rechizitoriului, dosarul a fost trimis către Înalta Curte de Casație și Justiție, unde s-a stabilit termen în vederea desfășurării fazei de cameră preliminară. Iar în ianuarie, parcă sau februarie, în mod surprinzător, instanța din oficiu a invocat excepția necompetenței spre a judeca această cauză. Spun că, în mod surprinzător, deoarece nici chiar avocații inculpaților nu s-au așteptat la o asemenea răsturnare de situație, știu asta de la sursă certă, nu le-a trecut prin cap nici chiar lor să solicite, să invoce această excepție, o excepție care, repet, a fost invocată din oficiu, iar la următorul termen, judecătorul de la Înalta Curte de Casație și Justiție a dispus declinarea către Curtea de Apel București a cauzei, considerând că nu Înalta Curte este competentă în a soluționa cauza. Am hotărât să ne constituim în Frontul Salvării Naționale, care se sprijină pe Armata Română și care grupează toate forțele sănătoase ale țării, fără deosebire de naționalitate, toate organizațiile și grupările care s-au ridicat cu curaj în apărarea libertății și demnității în anii tirariei totalitare. Scopul Frontului Salvării Naționale este instaurarea democrației, libertății și demnității poporului român.
De ce au stabilit că n-ar fi de competența în altei curți de justiție? Au considerat că Ion Iliescu și ceilalți inculpați, mai precis Gelu Voican Voiculescu și Iosif Rus, au fost simpli membri CFSN, cu alte cuvinte, nu membri ai unui guvern care a fost acel CFSN. Calitatea de membru al guvernului atrage competența în alte curți de casație și justiție. Însă, atunci când i-am trimis în judecată pe cei trei, am luat în considerare și opinia celor trei mari facultăți de drept din Timișoara, care, în materiale deosebit de elaborate, au argumentat că CFSN a fost și un veritabil guvern al României încă din 22 decembrie 89, întrucât CFSN a emis decrete legi, a guvernat CFSN România și a subordonat toate ministerele, inclusiv cele de forță. Decretele au fost imediat aplicate pe întregul teritoriu al României. Ion Iliescu era președinte al CFSN și el a fost trimis în instanță și ca șef de stat, dar și ca membru al guvernului care a fost acel CFSN. Și n-am luat în calcul doar opinia facultăților de drept, ci și opiniile altor specialiști, dar mai ales m-am raportat la efectele juridice ale decretelor și decretelor lege emise de CFSN. CFSN însemnând Consiliul Frontului Salvării Național, condus de Ion Iliescu și ceilalți factori decidenți, printre care și Gelu Voican Voiculescu. Din acest moment se dizolvă toate structurile de putere ale clanului Ceaușescu. Guvernul se demite. Consiliul de stat și instituțiile sale își încetează activitatea. Întreaga putere în stat este preluată de Consiliul Frontului Salvării Naționale. Practic singura organizație la momentul respectiv care conducea România. Singura structură statală care și-a subordonat toate ministerele, începând cu cele de forță ale statului. Pentru că Ministerul de forță, adică Ministerul Apărării. Ministerul Apărării, Ministerul de Interne, care îngloba securitatea statului și gărzile patriotice. Toate au fost subordonate conducerii Ministerului Apărării Naționale. Tot în 22 decembrie a fost instituit Consiliul Militar Superior, care a fost condus de asemenea de Ion Iliescu în calitate de președinte. De aceea, peste tot, am spus că Ion Iliescu, începând cu după-amiaza zilei de 22 decembrie, a fost șeful politico-militar al statului român. N-a fost doar președinte din perspectivă politică, dar a fost și comandantul suprem al forțelor armate și s-a comportat ca atare, pentru că a instituit tribunale militare, printre care și tribunalul militar, care urma să-l judece pe Nicolae Ceaușescu și pe Elena Ceaușescu, a demis general, printre care pe generalul Gușă, care din calitatea lui de șef al statului major a fost demis de Ion Iliescu și trimis la Cluj-Napoca pentru că generalul Gușă a devenit incomod noii puteri. Prin opoziția lui la venirea armatei trupelor URSS, dar și prin alte opoziții personale la adresa lui Ion Iliescu și a anturajului lui. Și exemplele pot continua. Cine știe, mă? Ia vă slușe. Încă nu s-am numit ministru apărării, ține loc șeful Marius Stamelor. Și cu la peste, da? Ascultă-mă ce spune, eu nu vă... Gata, le rup. Sunt alte chestii. Ați acest ajutor. Spuneți ce să le spun. Nu s-a cerut niciun fel de ajutor. Nu avem nevoie de nimic. Nu ai nevoie de nimic. Ați scazal general Gușă. Da. Nimată niceva. O nați ți-o fruca. Nașe fruca. Narodnuie. Noapte bună. Dobri piet. Deja s-a rezolvat toate treburile, nu avem probleme. Știți cu certitudine că generalul Gușe în timpul evenimentelor din decembrie s-a opus venirii trupelor Uniunii Sovietice în România? Da, pentru că în 23 decembrie, știm cu toții, a fost acea chemare a trupelor sovietice, chemare care s-a realizat din biroul ministrului apărării, de față fiind Ion Iliescu, generalul Nicolae Militaru, generalul Nicolae Eftimescu, Silviu Brucan, dar și șeful comandamentului infanteriei și tancurilor, generalul Hortopan. Aceștia au fost cei care, conform legislației de atunci, au săvârșit infracțiunea de trădare, pentru că solicitarea de ajutor militar fără încuvințarea Marii Adunări Naționale sau cum ar fi a Parlamentului reprezenta infracțiunea de trădare, infracțiune prescriptibilă, necercetată vreodată, deși
Atunci când am făcut ancheta, începând cu 2016, probele privitoare la această chemare au fost evidente. Știți că eu am găsit caseta aceea în care Teodor Brateș și de lui George Marinescu o hârtie și îi spune, citește asta. Stimați telespectatori, la televiziune, deci la televiziune. Stimați telespectatori, la televiziune, deci la televiziune. Stimați telespectatori, la televiziune, deci la televiziune. Stimați telespectatori, s-a luat legătura cu ambasada sovietică care ne-a promis ajutor militar imediat, întrucât agenți străini și-au permis să trimită elicoptere cu oameni înarmați cu scopul de a distruge ceea ce poporul român a cucerit. Au fost multe încercări de manipulare, este limpede. De unde vine această hârtie? N-am niciun fel. Care sigur că vine de la etajul. Prin televiziune a fost manipulare? De la televiziune. Niciodată n-am discutat despre așa ceva. E în dimineața lui 23. Amintiți-vă că prima dată când se discută, pentru că până atunci n-avea niciun sens. Prima dată când se discută despre ajutor este când ne aflăm în 23, după ce plecăm de la televiziune la Ministerul Apărării Naționale, prima dată în fața actelor teroriste la care asistam, atunci se pune pentru prima dată problema unui ajutor. Eu pot să spun ce am văzut eu. Când Ion Iliescu s-a opus acestei idei. Cine a avut idee? N-a fost ideea de a cere ajutor, ci ideea oare. Noi aveam deja. Bun, cine a lansat-o? Nu, stați puțin. A lansat-o Roland Dumas, ministrul afacerilor externe din Franța. Public spune, domne, Franța e de părere că ar fi bine ca Uniunea Sovietică, respectiv Gorbaciov, să intervină pentru ca acest masacru să fie oprit. Gorbaciov este informat. Era în desfășurare, imaginile există, le-am văzut. Era în desfășurare ședința Sovietului Suprem. El este la tribună, și el spune, Uniunea Sovietică nu mai este jandarmul țărilor socialiste. Noi nu vrem să intervenim. Vă repet, mai târziu, nu în 23, ci în 24, nu în 23, cred, ci în 24 dimineața, Roland Dumas vine cu această idee. Nu în 23. Și Iliescu cui s-a opus? Că Roland Dumas s-a opus. A spus-o public, înțeleg, da? Iliescu a venit așa și s-a opus? Mă opun. Cui? Nu. Că înseamnă că a existat o discuție. A fost o discuție la Ministerul Apărării Naționale așa. Despre ce e de făcut. În momentul în care armata, adică comandanții armatei spuneau că armata nu e pregătită să, sub nicio formă, să facă față unei unor acte. Cine erau acești comandanți? Cei care erau acolo la vremea respectivă, era Stănculescu, era Eftimescu, era Gușă. Să știți că pe Prut, în diverse localități de graniță, au fost foarte multe incidente, le putem număra pe măcar 5, cu armata sovietică pregătită să intre. Ca așa li s-a spus, adică. Da, de ce? Oare și de comandanți români care au oprit această poveste. Dar de ce aceste incidente de care vorbiți dumneavoastră, de ce despre aceste incidente nu s-a vorbit nimic chiar acolo, la Ministerul Apărării Naționale? Adică eu, de exemplu, n-am nicio cunoștință. Sigur, a fost la un moment dat când s-a reunit așa numitul Consiliu Militar. Revenind la comportamentul lui generalului Gușă, vă pot spune că efectul acelei chemări a fost că în după amiaza zilei de 23 decembrie, la toate cele 5 puncte de trecere a frontierei cu URSS, s-au prezentat omologii sovietici împuterniciții de frontieră de partea sovietică. Toți au cerut permisiunea de a intra cu trupe pe teritoriul României ca urmare a faptului că știau că noua putere de la București a solicitat venirea trupelor. Însă, există dovezi în acest sens? Da, adică sunt toți martorii audiați și sunt și documente militare care vorbesc despre această situație pe care eu vă expun pe scurt acum. Însă, partea sovietică a dorit
Totuși, respectarea legalității, iar conform statutului tratatului de la Varșovia, din care făceam parte, persoana care în mod oficial putea solicita intervenția trupelor sovietice era la momentul respectiv exclusiv generalul Gușe în calitate de șef al statului major. O mai putea face ministrul apărării Milea, care, după cum știm, s-a sinucis în dimineața zilei de 22 decembrie și încă nu a fost numit oficial cu decret succesorul lui ca ministru. Deci, în data de 23 decembrie, singura persoană oficială care mai putea permite pătrunderea trupelor sovietice era generalul Gușe, care, auzind că de la Ministerul Apărării Naționale, Ion Iliescu și anturajul lui au solicitat ajutorul, s-a opus vehement, a sunat pe frontieră, a dat ordin ca în caz de pătrundere trupele de grăniceri să deschidă focul, lucru care s-ar fi întâmplat. Am discutat cu militarii români care la vremea respectivă își desfășurau activitatea pe frontieră și cu toții au spus că erau hotărâți ca în caz de pătrundere fără autorizație să tragă. Un comportament la fel de lăudabil l-a avut și generalul Geantă, care era șeful trupelor de grăniceri și care împreună cu generalul Gușe au reușit împiedicarea pătrunderii acelor trupe, pătrundere care, dacă s-ar fi întâmplat, ar fi generat un rău imens pentru România pe termen lung. Haideți să revenim un pic la Ion Iliescu, care s-a opus intervenției sovietice. Nu, el, spuneți el că Roland Dumas a afirmat făcut... Că, el a afirmat erau acolo. Mai multă lume, erau niște generali. Cum de s-a opus? Adică a spus nu el a, nu mai știu exact fraza. Cineva a trebuit să vină să zică uite, ar fi bine. Încerc să vă fac să vă aceți aminte. Păi mi-aduc aminte, dar nu exact fraza. Când spun că s-a opus, sensul era următorul. Nu de asta avem noi nevoie. Nu asta ne dorim noi acum. Când asta era ideea. Te opui cu o forță de reacție împotriva altei forțe. De ce s-a opus cuiva? Dumneavoastră speculați fără rost. Asta e părerea mea. Nu e nicio speculație. Fără rost. Pentru intervenția armate sovietice în România nu s-a pronunțat din grupul care eram acolo nimeni. Scurt. Punct. Nimeni. Deci pur și simplu s-a opus vorbind singur. Bun. Mie limpede ce faceți acum, dar n-are rost. Nu e cazul. Eu v-am spus ce am trăit acolo. Asta puteți spune ce credeți. Pentru că vă puteți imagina ce ar fi urmat dacă pe teritoriul României veneau ca în 44 trupele sovietice. Veneau ca urmare a chemării, dar nu se știe când plecau. Acum asta este o supoziție personală. Manifestări pașnice ale oamenilor muncii au avut loc la turnul Măgurel, la Zilnicea și Roșiorile Verde. La schela de producție petrolieră Videre, activitatea se desfășoară în condiții normale. Balconul, puteți vorbi! Intervenția a ceea ce numim noi putere sovietică sau... Păi nu mai era nevoie. Uite că aici realitatea vă contrazice. Pentru că după ce se instalează noua putere, să numim guvernul provizoriu pe care îl conduc, Iliescu, președintele CFSN, după aceea, vechile reflexe, nu Gorbaciov. Gorbaciov cred că era foarte sincer. Dar vechile reflexe, ca dovadă Puciu de la Moscova din august. Eu nu vorbesc de Gorbaciov aici, eu vorbesc că am pe teritoriul României s-au luptat au povestit GRU de tip vechi cu KGB-ul de tip nou. Nu. Și reformator. Niciun reformator nu era, erau tot aceiași, ca dovadă că șeful KGB a fost cel care a organizat Puciu de la Moscova, deci niciun fel de reformator. Dar a venit la mine șeful Serviciului de Informații Externe, generalul Caraman, cu care aveam o relație foarte strânsă și foarte bună. În octombrie 90 a venit și mi-a spus, domnule, în țară sunt câteva zeci de mii de sovietici care credem că desfășoară activitate împotriva. Bun. Și el spune, domnule prim-ministru, trebuie să facem ceva. Și atunci, țin mine povestirea, i-am spus, domnule general, uite, Gorbaciov a afirmat că Uniunea Sovietică nu se mai amestecă în treburile țărilor.
Deci ce te rog este să iei legătura cu omologul dumitale de la Moscova, aveți voi canalele voastre, și să-i transmiți din partea mea că îl rog să-i spună domnului Gorbaciov că acești oameni să fie retrași, fiindcă nu vrem să creăm un incident diplomatic. Eu mi-am făcut socoteala foarte simplă. Dacă creezi un incident diplomatic, voi fi acuzat eu, nu Gorbaciov. Scurt pe doi. Cum vi s-a părut tratatul de prietenie între România și Uniunea Sovietică? Nu uit întrebarea. Vă rog. Am găsit complet greșit. Dar povestesc. A funcționat. I-au retras. Tratatul a fost greșit. Există toate documentele care arată că eu tot timpul m-am opus. Din păcate, eu am crezut că lucrurile pe care eu le-am semnalat sunt luate în considerare. S-a semnat tratatul la Moscova, acolo fiind Iliescu și cu Năstase. Au venit înapoi și eu am văzut tratatul. Și chiar la articolul 2 spune că orice fel de tratat de securitate al României este, trebuie să fie contrasemnat. Era mai diplomatic, dar ăsta era sensul. Trebuie să fie acceptat. Atunci când Iliescu vine înapoi, i-am spus: "Păi, Ioane, ce chestie asta? Păi asta e împotriva tot ceea ce facem." Eram în aprilie 91. Tot ceea ce facem de un an și trei luni înseamnă că am mințit. Gorbaciov era la putere. Înseamnă că am mințit. Păi cu Gorbaciov l-a semnat. Cu mare punct. Deci Gorbaciov încă își băga nasul în treburile orice. Da, pentru că la vremea respectivă Occidentul încă luase în brațe doar trei țări: Cehoslovacia, Polonia și Ungaria. Nu și România, care era considerată că poate că o lasă ca un fel de preț, de premiu. Și el spune: Uniunea Sovietică nu mai este jandarmul țărilor socialiste. Noi nu vrem să intervenim. Să ne reîntoarcem la înalta curte. Între declinarea competenței către curtea de apel, adică către o curte inferioară de justiție, au mai fost niște termene în care în alta curte, membrii completului... Nimeni nu și-a pus problema lipsei de competență. Nu și-a pus problema, mai mult decât atât, au luat și niște decizii. Au hotărât ca anumite probe din dosar, din rechizitoriu, să fie scoase pentru că nu sunt legale. Vă referiți în mare parte probabil la stenogramele obținute de Comisia Senatorială de Studiu pentru evenimentele din 89. De anchetă. Atenție, comisie de anchetă. O comisie a Parlamentului României, comisie din care făceau parte reprezentanții tuturor partidelor parlamentare de la acea vreme, comisie care a lucrat în procedură solemnă cu depunere de jurământ, cu stenografierea declarațiilor, cu înregistrări audio. S-a lucrat foarte bine, munca acelei comisii este impresionantă, s-a spus în mare măsură adevărul despre cele desfășurate în decembrie 89, însă, și asta este un aspect bizar, munca acelei comisii a rămas secretizată până în 2016, când echipa din care am făcut parte a cerut desecretizarea. Cu alte cuvinte, munca Parlamentului României, a poporului, pentru că asta este Parlamentul, reprezintă poporul român, a fost ținută la secret pentru că poporul nu trebuia să afle ceea ce s-a spus acolo. S-au spus lucruri deranjante, inclusiv despre trădarea săvârșită în 23 decembrie cu ocazia solicitării de ajutor sovietic. Acolo s-a spus și cine a făcut diversiunea, acolo s-au spus și cine au fost de fapt acei teroriști, care de fapt n-au existat sub nicio formă. Ați căutat teroriștii? Noi n-am căutat teroriștii, noi căutam ceea ce știam deja, întâlnirea lui Iliescu și a lui Stănculescu cu generale armate, când s-a fabricat numita chestie, trebuie să luăm petele de pe voi, să le punem pe teroriști. Asta s-a discutat. Iar cel care a filmat acolo a fost destul de deștept să șteargă caseta cu această reuniune pe care a filmat-o. A lăsat vreo 22 de fotograme, 23, pe o coadă de casetă care a ajuns la noi. Și acolo ne-am prins că această întâlnire a avut loc.
Cred că ne ajungea și o fotografie, nici nu era nevoie de mai mult, ca să ne dăm seama că erau toți la o masă și asta discutau. Gelu Voican Voiculescu acolo a spus cu dezinvoltură că diversiunea au făcut-o cadrele superioare din cadrul armatei pentru că aceste cadre i-au garantat lui Ion Iliescu preluarea puterii în stat, iar Ion Iliescu, în virtutea unui pact cu vârfurile militare, avea misiunea să șteargă cu buretele, astea sunt cuvintele lui Voican Voiculescu, să șteargă cu buretele represiunea făcută de șefii de direcții militare din cadrul MAPN până la data de 22 decembrie. Pentru că se știe, orice om care a trăit acele momente dramatice pentru istoria națională știe că în stradă, și acum hai să ne referim doar la București, represiunea din noaptea de 21 spre 22, blindatele MAPN sub comanda directă a ministrului Milea au spart baricada de la Inter. Acolo au fost produse foarte multe victime, cele mai numeroase trupe scoase în stradă au aparținut MAPN, au fost și cei de la MIDSS neîndoielnic, au fost și unii de la gărzile patriotice, dar cei de la armată, în virtutea acelui pact despre care a vorbit Voican Voiculescu și despre care am aflat administrând vastul material probator, toate probele au mers spre ideea existenței acestui pact. Cei de la armată au fost exonerați de răspundere pentru represiunea săvârșită împotriva poporului român și când spun cei de la armată, spun la vârfurile decizionale militare, nu la militarii de rând care au fost în stradă și care au fost de bună credință, care n-au avut ce face și au fost nevoiți să execute ordinele, pentru că așa funcționează armatele lumii. Când primești ordin de la ministrul apărării care este în stradă și de la ceilalți generali, nu ai posibilitatea într-o armată, în orice armată, dar cu atât mai puțin ai posibilitatea să te opui într-o dictatură, cum a fost în România până la 22 decembrie. Multă vreme s-a spus că la baricadă a tras armata. A fost demonstrat că dacă armata ar fi folosit mitraliere de pe tancuri împotriva noastră, corpurile, cadavrele ar fi fost pur și simplu sfâșiate. E un lucru demonstrat. Unul dintre tancuri a izbit frontal baricada. De două sau de trei ori. Nu a putut să depășească. Atunci s-a apropiat până la baza ei și s-a cățărat pur și simplu pe baricadă. Care au fost efectele de partea cealaltă a acestor izbituri? Camioanele erau sprijinite cu umărul de o masă compactă de oameni. Fiecare lovitură însemna răniți și oameni striviți de camioanele care ricoșau. Alții veneau și le luau locul. Cei răniți erau purtați pe brațe către rondul de la universitate. În sfârșit, tancul s-a cățărat pe baricadă și a trecut în partea cealaltă. Tancul a trecut peste baricadă, oamenii au început să fugă și în jurul lui a rămas un grup de 30-40 de inși, acoperit de un nor de fum, pentru că unul dintre camioane avea un mosor de cupru care fusese incendiat și scotea un fum imens, o flacără vărzuie. Și tancul s-a oprit, parcă neștiind ce să facă dincolo de baricadă, parcă ordinele nu fusese decât distruge baricada, nu și ce să faci după ce ai trecut dincolo de baricadă. Asupra tancului oprit s-au îndreptat acest grup de 30-40 de tineri. Câțiva s-au urcat pe el, unul s-a urcat chiar pe turela tancului, s-a dezbrăcat de cămașă și a spus: împușcați-mă, și a fost împușcat. Și eu plângeam și mă uitam cum a fost împușcat. Deci nu a tras armata cu tancul. Armata a mobilizat la ordinul lui Vasile Milea, avem mărturia unuia dintre elevii ofițeri, ofițerii elevi de fapt, ai Academiei Militar de Comandă, așa numită Academie de Comandă, au fost mobilizați atunci 400 și au fost aduși în jurul orei
7 seara, 6-7 seara, cu ordin de adică echipați și cu ordin de să fie pregătiți inclusiv deci pentru trage. Și cu gloanțe de război. Și cu gloanțe de război. Mărturiile ulterioare sunt destul de clare, și anume că Vasile Milea a dat ordin să nu tragă ofițerii. El nu avea niciun fel de influență asupra securității sau miliției, ci asupra celor pe care i-a dusese el, adică ofițerii elevi. Ei nu au primit ordin să tragă și n-au tras, dar au fost martori la măcelul care a avut loc acolo. Vorbiți de baricadă. De baricadă. Putem să vorbim puțin mai devreme de baricadă? Că mai devreme? Mai devreme de baricadă, un pic mai devreme, că s-a tras mai mult timp în piața universității. Nu. Poftim? La Câmpineanu, acolo, cine a tras? Nu, eu nu știu despre ce vorbiți. Păi vă la spun eu, la ora... Eu am fost acolo. Eu vă spun că primele... Dumneavoastră spuneți de baricadă, care a fost la o altă oră. Dumneavoastră spuneți înainte că de... nu s-a tras la baricadă. De către armată. Asta este ceea ce arată... Dar asta nu înseamnă că armata n-a tras în 21 decembrie piața universității. Unde? Că eu nu știu. Petre Roman pretinde că nu armata a tras în noaptea de 21 decembrie 1989, așa, pretizând că a fost unul dintre cei care au participat la Revoluție, la baricada de la Inter. Nu a tras doar armata, asta spun și eu. Nu, a spus că nu a tras armata. Eu zic că probatoriu a demonstrat că au participat la represiune toate forțele armate ale României. MAPN, DSS, MEI. Petre Roman, în calitate de martor, a fost audiat de mine și a spus așa. Nu cred în fenomenul terorist, nu au participat nici militari din afara țării, fenomenul a fost intern și a fost generat de unii generale armatei române care aveau tot interesul să iasă din vizorul opiniei publice pentru represiunea făcută până la 22 decembrie. Asta este declarația pe care am redat-o aproape integral din memorie. Da? Deci au făcut-o acele funcții de conducere din cadrul MAPN, zice Petre Roman, care au avut tot interesul să iasă din atenția opiniei publice ca urmare a represiunii făcută până pe 22. Că ulterior și-a schimbat declarațiile și că oscilează așa cum se pare că o face, nu mai este problema mea. Sub jurământ, în fața procurorului anchetator, a declarat ceea ce tocmai v-am spus. Este făcut public. Pe site-ul Ministerului Public, oricine poate citi acest rechizitoriu. Eu îi rog pe cei care se uită la noi să citească acest material. S-a spus inițial că acuzațiile nu sunt clare, că n-au înțeles cu ce anume îi acuz pe cei pe care i-am trimis în judecată. Eu zic că sunt foarte clare acuzațiile și eu zic că s-a demonstrat cât se poate de clar faptul că noua putere politico-militară din decembrie 89 a generat și a amplificat psihoza cu teroriștii, astfel încât toate situațiile în care au decedat persoane în 89, în decembrie, sau au fost rănite alte persoane, au fost ca urmare a focului fratricid. Elemente declasate și irresponsabile, rămase fidele tiranului, au încercat să continue practica teroristă a vechiului regim, dedându-se la provocări, atacuri asupra populației civile, ucigând fără discriminare oameni neînarmați, atacând instituții publice, întreprinderi industriale, obiective militare, unități comerciale, spitale și locuințe. Am luat mort cu mort de la Revoluție și toți au o explicație în focul fratricid. Se știe exact în ce împrejurare a murit fiecare om de la Revoluție. Peste 90-95% au murit în situații de foc fratricid, adică, să înțeleagă lumea, au tras între ei posesorii de arme. Adică militarii MAPN, militarii MEI, uneori cei DSS și numeroși civili înarmați. Civili, adică persoane care au venit în sprijinul Revoluției și care au primit arme. Fiind păcăliți cu privire la existența securist-teroriștilor, cu scopul ca unii să fie exonerați de răspundere și totodată să poată
să existe un țap ispășitor al situației pentru a se da vina pe cineva. Și cel mai convenabil era să dai vina pe securitate. Jurul spitalului se trage asupra mașinilor de salvare de către lunetiști din securitate. Armata a înconjurat Casa de Cultură, unde s-au baricadat securitatea și miliția. Lupte se duc pe strada Banatului, în zona aeroportului și în orașul de jos. Pentru că nimeni nu ascunde treaba aceasta. Securitatea a avut un rol total nefast pentru poporul român până la 22 decembrie și era ușor să-i urăști pe cei de la securitate, iar această dezinformare cu privire la apartenența la securitatea teroriștilor era foarte ușor de acceptat de poporul român. Era ușor să dai vina pentru că toată lumea accepta această situație ca fiind adevărul absolut. Ei bine, probatorul a demonstrat că nu a existat nici măcar un singur terorist în decembrie 89, că n-au existat acele forțe dornice să-l readucă pe Nicolae Ceaușescu de la Târgoviște sau, mă rog, de unde să-l readucă la putere. Ei, atribuindu-li se acest scop, readucerea lui Nicolae Ceaușescu, sigur că populația a reacționat și cu toții au ieșit în mod voluntar să apere revoluția. Adică cine semnează? Nu pot ieși de aici. Păi scrieți că nu mai trebuie. Consiliu, eu informez acum. Mai doar și rescu, ce vă declinați răspunderea acum? Păi atunci... A fost chemat de nenumărate ori. Ați stabilit cine a transmis prima dată informația existenței teroriștilor? Da, Ion Iliescu. În orele 19:30 din ziua de 22 decembrie. Cronologia este foarte interesantă, pentru că, discutând cu martorii de la CC, Comitetul Central, actualul Minister de Interne, din Piața Palatului. Exact. Acolo, în momentul în care Ion Iliescu a intrat într-un prim contact cu masele de revoluționari, li s-a adresat, așa cum știu toți cei care au trăit acele momente, tovarăși. Cu dragi tovarăși, momentul în care a fost huiduit. Ion Iliescu credea și crede în continuare sincer în comunism. De altfel, în prima lui luare de cuvânt la televiziune, spune că Nicolae Ceaușescu a întinat nobile idealuri. Adică el este un comunist convins, iubește comunismul, ceea ce nu este o infracțiune. Foarte bine, este alegerea lui în viață, nimeni nu are nimic de comentat. Conducători care s-au auto-intitulat conducători, s-au auto-intitulat aleși ai poporului, s-au auto-intitulat comunist, n-au nimic de a face nici cu socialismul, nici cu ideologia comunismului științific. Au întinat numai numele Partidului Comunist Român. Au întinat numai memoria celor care și-au dat viața pentru cauza socialismului în această țară. Dar în clipa în care masele de revoluționari au început să se manifeste anticomunist în piața Palatului, în fața Comitetului Central, exact atunci apar primele diversiuni locale. În jurul balconului, în jurul intrării la CC, a început deja să se vorbească despre faptul că sunt unii care vor să fie ostili noi puteri, condusă de Ion Iliescu, și revoluționarilor, deși toată lumea trăia o euforie generalizată. Cred că existau oameni care deja lansau zvonuri primul care, da, Ion Iliescu le și cere, Sergiu Nicolaescu le și cere oamenilor să plece din piață, pentru că vin unii să facă rele pe acolo. Sergiu Nicolaescu este prima persoană care a fost probată că a săvârșit o diversiune atunci când a fost filmat, de altfel că intră în acel birou de la CC unde se aflau Ion Iliescu și noua putere și spune: am informații că sediul CC este minat, trebuie să plecăm la MAPN. Ei doreau să scape din acea împrejurare în care masele de revoluționari se manifestau deja anticomunist. Vine canonada de la ora 18 când s-a spus că de fapt este o neînțelegere. Este documentată secundă cu secundă. Pe Palatul Regal, de vis-a-vis de CC, au fost trimise trupe MAPN, asta este documentat, trupe care odată ajunse dincolo, adică în Palatul Regal, au constatat că nu există nicio forță ostilă în palat, moment în care se deschide un foc generalizat și de la balconul CC-ului, comandantul militar al trupelor de la CC spune în repetate rânduri: nu mai trageți, am deschis focul, s-au tras mii de gloanțe, au murit oameni inutil pentru că dincolo sunt ai noștri, adică cine ai noștri? MAPN. Nu e nimeni, nu a pățit nimeni nimic, să ne reluăm în liniște, să ne vedem de revoluție. Ei bine, după această canonadă, Ion Iliescu merge la televiziune și are un prim discurs prin care anunță că niște trupe bezmetice ale fostei securități au atacat
Comitetul Central i-au atacat pe revoluționari și pe ei, pe cefeseniști în frunte cu el, dorind să le readucă pe Nicolae Ceaușescu la putere. Deci, tovarăși, în momentul de față există garanții că armata se află alături de popor. Sper că acest apel să ajungă la toate unitățile din țară, să ajungă și la unitățile securității și la cei din aparatul securității care au fost împinși spre această crimă odioasă. Atunci înseamnă că cei care au tras asupra celor de la, din Palatul Regal au știut ce fac. Trupa se explică. S-a primit ordin de tragere, după care totul a scăpat de sub control. Cei care trăgeau de sau jos, cei care au dat ordin au știut ce fac. Nu este ca urmarea unui ordin. A fost pur și simplu lipsa de experiență, lipsa de instruire, aducerea în piață în mod necugetat a unui număr imens de trupe, cu tancuri, cu taburi, cu infanterie, cu mecanizate, cu trupe din afara orașului, cărora treptat li s-a spus că sunt teroriști în piață și era suficient ca un militar să deschidă focul de stres, pur și simplu, pentru că erau neinstruiți, foarte mulți au fost aduși de la munci agricole, tineri de 18 ani, fără instruire. Dar nu cred că au tras fără să li se dea ordin. Ordinul nu a fost dovedit exact cine l-a dat. Dar, asta e cu totul ceva. Dar că a fost ordin, că a deschis un prim militar focul, cert e că nu au deschis focul împotriva unor teroriști și nici împotriva lor. Deci este un scenariu care s-a repetat în toată România, în marile orașe. În același perimetru au fost aduse din locuri diferite trupe care nu se cunoșteau între ele. Tuturor li s-a spus că acolo sunt teroriști, au fost puse față în față aceste trupe, după care focul fratricid era inevitabil. Cu atât mai mult cu cât în acel loc erau întotdeauna și zeci, sute, poate mii de civili înarmați. Întotdeauna chemările de trupe și dispunerea ca trupele să meargă spre anumite locații erau pe timp de noapte. Deci asta s-a repetat aproape la Indigo în toată țara. Mai mult. Diversioniști. Ce ar fi fost dacă această discuție secretă între armată și securitate ar fi avut loc? Ne-ar fi scutit ea oare de atâtea victime? Să încercăm să răspundem și la această tulburătoare întrebare. Teoretic, generalii Gușe și Vlad reprezentau în acel moment vârfurile celor două forțe. Practic, nu își puteau asuma prea multe răspunderi. Nu au avut, deci, nici condiții și nici împuterniciri să se înțeleagă. Nu știm nici dacă alte forțe n-aveau interes să nu se înțeleagă. Cert este că și armata și securitatea, după 22 decembrie, l-au abandonat pe Ceaușescu. Ce nu știm este în ce condiții. Și încă ceva. Divergențele dintre cele două forțe puteau fi o sursă a zvonurilor false. Teoretic și practic, da. Și armata și securitatea erau singurele instituții din România care aveau servicii specializate de diversiune. Conducătorii Revoluției dădeau pe post comunicate pe care le urmărea o țară întreagă. Dar le executa cineva? Așteptăm ca opinia publică să fie informată mai sistematic, mai operativ, să curmăm prin aceasta zvonurile, provocările, să dăm informații veridice. Este lucru foarte important, dar este bine că ați ridicat această problemă, pentru că am constatat, stând la comandamentul militar, probabil că și intenționat se lansează numeroase zvonuri false. Nu mai intenționat. Care vor să creeze panică, derută și pentru acțiunea unităților militare și pentru populație. De aceea toate știrile, informațiile e bine ca să fie comunicate, dar nu, să nu fie luate cu titlul de inventar sau să se crezare. Ci numai după ce sunt verificate de comandamentul militar, de Consiliul Frontului, noi vom căuta să aducem și informările necesare pentru... Considerăm aceasta și ca obligație foarte importantă a dumneavoastră. Just. Opinia publică și-a exprimat dorința în acest sens și noi vă aducem la cunoștință. Este să o cerință fie... justificată. Bucureștiul trăia sub teror. Și totuși, în studioul 4, n-a intrat doar cine n-a vrut. Armata ne păzea de teroriști, de armele lor, dar nu ne putea apăra de bombele manipulării prin știri și comunicate. Chiar și la intrarea în biserică, oamenii sunt și trebuie să fie cu...
Șeful Direcției Operații, generalul Eftimescu, GRU, între noi fie vorba. Adică da? Era agent GRU, adică da? A serviciilor militare sovietice. A avut același gen de comportament. Ordona unei unități să se deplaseze la un punct anume, în București, de exemplu, iar trupelor deja aflate în paza acelui obiectiv de la punctul respectiv, li se spunea că vedeți că peste jumătate de oră vin teroriștii să vă cucerească, să vă omoare. Și în clipa în care veneau acele trupe chemate tot de Eftimescu, se deschidea focul, pentru că toți credeau și celor care erau trimiși, li se spunea că acolo sunt deja teroriști. Așa a fost la Comitetul Central. Pentru că încă de la orele 17 am jurnalul de luptă cu ordinul care este cât se poate declar. Și este probă de nezdruncinat la dosar. La orele 17, adică pe timp de zi, o unitate de mecanizate este trimisă în piața Palatului, la CC, ordinul sunând cam așa, mergeți și eliberați CC de forțele ostile teroriste care au ocupat Comitetul Central. Cine era acolo? Erau revoluționari, foarte mulți înarmați, nu era nicio forță ostilă, dar ei primesc ordin să vină să elibereze CC-ul. Asta și... la ce oră? 17 și un sfert, 17 și 20, când era încă lumină și în piața Palatului nu se trăgea, pentru că focul a fost generat undeva pe la 18-20, când deja era întuneric în decembrie. Cu alte cuvinte, așa au stat lucrurile. Fostul ministru al apărării, Olteanu, a spus că, la întrebarea, l-am audiat personal, de ce a fost nevoie de toată treaba cu teroriștii? Spunea că mai era nevoie să inventezi un dușman, împotriva căruia să coagulezi și poporul, și toată opinia publică să fie de partea lor, adică de partea armatei și de partea conducerii politice, pentru a uni în jurul noului lider, pentru a se legitima, pentru a se legitima în ceea ce privește puterea totală în statul român. Adică totul este logic privit acum, din perspectiva celor care au executat ceea ce eu numesc a fi lovitură de stat. Dar vă rugăm să fiți atenți, să spune că elementele acestea dușmănoase, securiștii, au otrăvit apa la Sibiu, la Timișoara. Apa trebuie fiartă înainte de a fi consumată. Aceste lucruri sunt foarte importante. Vă rugăm, fiți atenți în orașele acestea și în alte orașe unde eventual se petrec asemenea lucruri. În afară de faptul că pentru marea masă de revoluționare a fost o revoluție autentică, pentru români ieșiți în stradă a fost revoluție și este așa, așa trebuie să fie privite lucrurile, pentru că ei au făcut cu bună credință tot ce au făcut, dar în paralel a fost și, în opinia mea, o lovitură de stat militară executată ca la carte. O lovitură de revoluție. Se poate spune și că au confiscat revoluția, pentru că în ciuda... Au profitat în orice Au profitat în ciuda insistențelor fostului președinte Iliescu, conform cărora el este un emanat al revoluției. Un alt lucru pe care probatorul a evidențiat cât se poate declara este că grupul Iliescu a existat încă din 1978, un grup dizident la adresa lui Nicolae Ceaușescu, dar care dorea ca odată ce Nicolae Ceaușescu să fie înlăturat de la putere, România să rămână în sfera de influență clară a Moscovei, a Uniunii Sovietice. Întregul grup Iliescu a preluat puterea în stat, nu doar Ion Iliescu, toți. Ion Iliescu era șeful politic al grupului dizident, iar generalul Nicolae Militaru era șeful militar. Și încă din 1978 și apoi la începutul anilor 80, Nicolae Militaru prefigura o răzbunare, o luptă împotriva securității, pe care o vedea ca fiind ostilă la adresa lui, în primul rând. Deci el știa că în clipa în care va veni momentul să preia puterea, această luptă va fi inevitabilă. Deci a venit cu o idee preconcepută și s-a comportat ca atare, fiind impus de Ion Iliescu ca ministru al apărării. Scopurile grupului au fost ca Ion Iliescu să fie președinte și Nicolae Militaru să fie ministru al apărării și s-a întâmplat. Și toți ceilalți componenți ai grupului, inclusiv 40 de generali rezerviști, cu toții dovediți a fi KGB-iști sau GRU-iști în primul rând, au fost reactivați în zilele lui decembrie 89 și repuși în funcțiile cheie ale Ministerului Apărării Naționale. De aceea, Valentin Gabrielescu, șeful Comisiei Senatoriale, a spus că, începând cu 22 decembrie, am asistat la caghebizarea României și că sunt întru totul de acord cu concluziile senatorului Valentin Gabrielescu. 100% a avut dreptate. Primim o informație, coloane blindate se îndreaptă de târg. Detașamente de teroriști, antiteroriști, de fapt teroriști și antiteroriști. Aceste detașamente de criminale se îndreaptă spre clădirea radio-televiziunii. Dumneavoastră a făcut rechizitoriu doar pe ceea ce s-a întâmplat din 22 decembrie. Da. Pentru că... Nu pentru că așa am vrut, ci pentru că
Deși am constatat că și înainte de 22 decembrie factorii de decizie politico-militară, vi pot enumera, au săvârșit crime împotriva umanității și înainte și după 22, realitatea faptică a fost că doar cele trei persoane se mai aflau în viață la momentul în care eu am întocmit rechizitoriu. Nu puteam trimite în judecată persoane decedate, este cât se poate de evident. Dar dacă ar fi trăit, acele persoane ar fi fost trimise și pentru ce s-a întâmplat înainte de 22 decembrie. Adică dacă Ștefan Gușe ar fi trăit, ar fi fost trimis în judecată? Cercetarea față de el a arătat că a avut o implicare la Timișoara, cât se poate declara. Acum, bine, Stănculescu a fost condamnat. Generalul Stănculescu a fost condamnat, știm cu toții, pentru Timișoara. Tot pentru Timișoara a fost condamnat și Iulian Vlad, șeful securității. Au fost condamnat și foarte mult și Chițac, sigur că da. Dar dacă ar fi trăit anumite personaje, cum ar fi fost generalii Eftimescu, Hortopan, Logofătu, Silviu Brucan, de exemplu, generalul Mocanu de la apărarea antiaeriană, au fost foarte mulți care au fost arătați de probatoriu ca fiind autori ai crimei împotriva umanității, doar că asta este realitatea pe care a trebuit să o accept, au decedat. Și atunci singurii aflați în viață la momentul întocmirii rechizitorului au fost cei trei. Ați spus că s-a pus la cale un scenariu. Da. Bine pus la punct. Am spus că în seara zilei de 22 iunie Iliescu iese și îi arată pe securiști ca fiind teroriști. După care asta este prima. Prima, dar în următoarele zile, în mod repetat, au fost emise comunicate tot de către Ion Iliescu, fie direct la televizor, fie în scris, fie prin intermediul radioului, fie prin intermediul presei centrale, prin care li s-a atribuit securiști teroriștilor comportamente absolut abominabile. Adică erau prezentați ca fiind de o cruzime fără margini, omoară copii, fac nenorociri, intră în case, otrăvesc, aruncă în aer, cu scopul de a readuce pe Nicolae Ceaușescu. Este total fals. Nimeni nu a făcut absolut nimic pentru a-l readuce pe Nicolae Ceaușescu. Dați-mi niște elemente ca să susțineți lucrurile acestea. Păi, sunt multe. Hai să luăm la Târgoviște, de exemplu, este cel mai simplu. Da? Ceaușescu este introdus în seara zilei de 22 la Târgoviște, după ce în prealabil a stat aproximativ 2 ore și jumătate în birourile șefului securității Dâmbovița. Reținut? Nu reținut, era acolo, el în fapt era reținut, dar el credea că e încă șef de stat și se comporta ca atare. Impunea, dar nimeni nu l-asculta. Cei de la securitate și MEI au informat imediat la București că se află la ei. Revoluționarii nu știau că este, de fapt, lângă ei, în clădirea Inspectoratului Județean de Miliție. Se ia legătura cu noua conducere la București. La București se hotărăște ca să fie trimiși cei doi ceaușești la unitatea condusă de Chemenici, colonelul Chemenici, la vremea respectivă, unitate militară. Sunt introduși în unitate cu un autoturism Aro al securității, nu al altcuiva. Revoluționarii au aflat abia mult mai târziu că ei se prim ceaușești erau sub nasul lor, să zic așa. Dacă securitatea ar fi avut cel mai mic interes să-l salveze pe Nicolae Ceaușescu, o făceau cât încă era în mâinile lor, dar au vrut să scape de el, pentru că de la București s-a luat decizia că Nicolae Ceaușescu este istorie. L-au abandonat, s-au trădat, interpretat cum vreți dumneavoastră, toți cei de la securitate, începând cu generalul Vlad, apoi cu generalul Neagoe, care trebuia să-i asigure securitatea personală ca șef al direcției a 5-a, toți ceilalți șefi de direcții din cadrul securității, Rațiu și așa mai departe, au trecut de partea noii puteri și de partea revoluției, să zic așa. Nicolae Ceaușescu a fost introdus în unitatea militară de la Târgoviște, unde după 3 zile urma să fie executat de un pluton militar coordonat de ministrul apărării, pe care el l-a pus cu 3 zile înainte. Adică Victor Atanasie Stănculescu. Da. Adică definiția loviturii de stat. Nu insist foarte mult. Teza oficială a fost că unitatea militară de la Târgoviște a fost înverșunat, atacată încă din primele clipe de către forțele fidele, securiști, teroriste. Am făcut o anchetă cât se poate de serioasă. Am discutat cu foarte mulți militari din cadrul unității militare. Am discutat cu elemente cheie de la Târgoviște și vă pot spune cu titlu de certitudine asupra unității militare de la Târgoviște, unde a fost reținut Nicolae Ceaușescu, nu s-a tras nici măcar un singur cartuș. Am proprietatea termenilor, nici măcar un singur foc de armă. Totul a fost invenție diseminată prin intermediul TVR. Poporul român credea că acolo se duce o luptă înverșunată pentru eliberarea lui Nicolae Ceaușescu de către securiști teroriști. Este total fals, nu s-a spart nici măcar o fereastră unității. Aveți probe?
Probele sunt în sensul că am discutat cu militarii din interior. Și o altă probă cât se poate de relevantă este că s-a făcut o comisie de cercetare la Târgoviște, a cărei muncă s-a concretizat într-un raport militar, raport militar desecretizat, unde se spune că nu s-a tras și că a fost o dezinformare cruntă referitoare la atacul unității de către forțele fidele. Mai mult decât atât, comandantul Chemenici, pentru a fi credibil cât de cât în dezinformarea la care a contribuit, în ianuarie 90 a dat ordin zugravului unității să deseneze cu rigip sau cu canciocul pe peretele exterior al unității urme de gloanțe, să pună ca și când acolo tencoiala ar fi sărit ca urmare a impactului cu proiectilul și vezi, doamne, el a stupat găurile respective. Am discutat cu acel zugrav, ca martor, l-am identificat, acum este un om cu anumită vârstă și a povestit cu umor, chiar cum cu toții râdeau în unitate atunci când s-a primit acel ordin. Mai mult, comandantul Chemenici a dat ordinul unui militar ca pe timp de noapte să urce pe un bloc turn din vecinătatea unității și să tragă în aer pentru a se vedea focul la gura țevii și pentru a avea un cât de cât de mic argument că cineva trage asupra lor. Și peste blocul respectiv au deschis focul cei din unitatea militară. Și ca să fie imaginea și mai clară, cei de la Târgoviște au fost în permanență sunați de la București, într-o situație chiar de Ion Iliescu, dar în general erau apelați de către ministrul militaru Nicolae, dar și de către cei de la Direcția Operației și erau speriați că împotriva lor se îndreaptă numeroase trupe teroriste, că vine peste ei un desant aerian cu două divizii, ceea ce era... Adică Ion Iliescu, da, și ceilalți dădeau telefoane și Ion Iliescu puneau presiune pe ei, pe cei de la Târgoviște, că vor fi atacați. Iar cei din interior au trăit O psihoză, au trăit într-o spaimă chiar foarte serioasă, că dintr-o clipă în alta unitatea urmează a fi atacată. I-au alertat pe toți militarii, au fost într-o situație de război. Din Chemenici până la urmă a participat fără să-și dea seama la psihoza asta sau... Asta nu pot spune, însă cu titlul de certitudine vă pot spune că foarte mulți comandanți de unități militare, dorind să rămână pe pozițiile lor, au fost duplicitari la Revoluție, în sensul în care parcă, până când nu a fost cert. În clipa în care a fost cert că Nicolae Ceaușescu este istorie, a fost o întrecere socialistă, să zic așa, în a-și demonstra fidelitatea față de noul sistem. Și nu numai militari, asta au făcut-o și cei din presă, asta au făcut-o toți. Cu cât mai mult erau aplaudați înainte de 22 decembrie, cu atât erau mai catolici decât papa după. De ce trageți, militar? Nu mai trageți! Aveți oamenii voștri în palat, nu mai trageți! Sunt foarte multe povești. E o încercare de deturnare a istoriei. Mulți trăiesc de pe urma acestui eveniment numit Revoluție și și-au găsit un scop în viață din a fi cineva ca urmare a acestui eveniment. Ceea ce nu e bine, pentru că au murit foarte mulți oameni și n-are cum să-i sfârșească bine o astfel de aventură. Stimați telespectatori, avem marea bucurie de a găzdui aici în studio pe Ion Iliescu. Este fiul unui revoluționar, unui patriot, el însuși patriot. Cetățeni, facem apel la voi în numele comandamentului. Stănculescu, de fapt, se știe în momentul de față că fusese informator al securității. Da, i-am găsit angajamentul, este la dosar. Pe când era capitan, în 60 și ceva, a semnat cu Direcția 4 a Securității. Domnul apostol, o secundă, lăsați-mă. Există pericol ca această clădire să fie minată și să explodeze. De aceea trebuie să ne dați acolo, trebuie să ne grăbim. Hotărâți-vă, eu vă propun să ne mutăm. Am vorbit mulțimii, să rămână cine vrea să vorbească mulțimii, ceilalți să vă mutați la fostul Consiliu de Miniștri din Piața. Și acolo s-ar putea să fie. La apărare. Noi acolo am venit și acolo avem comandare. Mergem la Ministerul Apărării Naționale.
acolo, că de acolo am venit. Uite ce facem. Am găsit prin camere unii închiși care trăceau... Doar și de sus, că intrați în sală și începe treaba asta, e incendiată. Nu mai e caz, gata. O să fie excesiv de mult timp pierdut. Trebuie să-i dăm să le spună două vorbe, că să fie de acord toți. O să înceapă cu zeci de formulări în plus. Nu, pentru că formulările sunt generale. Nu sunt oameni, este un singur om. Bună vă știți! Noi acum vrem să constituim un Consiliu al Frontului Salvării Naționale, o să dăm un comunicat către țară, o să apelăm ca să se creeze noile structuri ale puterii, inclusiv pe plan local, Consilii Județene Municipale Orășenești, care să asigure buna funcționare a administrației locale. În circa o oră o să putem să dăm comunicatul ăsta. Poate chiar mai repede. Acolo la Sibiu, cum se ni s-a comunicat, din Spitalul Județean să trage în armată. Trebuie să se acționeze cu urgență. Nu avem nevoie de discuții. Să intre armata în acțiune, să apere poporul. Da. Toți militarii mă cunosc. Poziția mea nu se judecă acum, o să o vedeți la Timișoara cum a fost. Am reușit să împiedicăm un măcel în masă. Ceaușescu Nicolae și Ceaușescu Elena au fost prinși. Ei sunt la Târgoviște arestați. Cetățeni, lăsați armata să se desfășoare pentru a anihila ultimele elemente criminale. Retrăgeți-vă în străzile laterale. De asemenea, se iasă din palat toți cetățenii care au intrat. Vreau să vi-l prezint pe domnul Silviu Brucan. Îi spun domnule pentru că în limba română cuvântul tuvarășe a fost murdărit, din păcate. Da. Vă țineți și pe noi, neapărat trebuie să intrăm. Nu se poate. N-avem unde, nu intrați. Rămâneți pe loc. Trebuie să mai e, familie, să Silviu Brucan, să știu. Da, poftiți domnul Brucan, poftiți. Deschide soldat. Haideți în partea cealaltă. A fost un război informațional la nivel electronic. Da. Sergiu Nicolaescu spunea că au fost ținte false provenite din Uniunea Sovietică, ceva de genul ăsta. Noi, anchetatori din, să zicem așa, societatea civilă, poate vorbim un pic și despre ei, spun că aceste ținte electronice de pe radare și simulatoarele respective au fost proveniența securității. Care este adevărul? Teza oficială a fost că s-a făcut din satelit, că s-a făcut doar de către o mare putere, la vremea respectivă două erau marile puteri care puteau provoca așa ceva, URSS respectiv Statele Unite, este totul cât se poate de fals, pentru că cercetând problema am aflat că aveam un sistem integrat de radiolocație, un sistem care permitea foarte facil simularea de ținte, multiple ținte, sistemul era controlat de DIA, Direcția Informației Armatei, sistemul de radiolocație. Deci era în cadrul armatei, da, și serviciu de informație al armatei. Bineînțeles, nici vorbă de securitate în sistemul de radiolocație și de comandament al apărării aeriene. Este cât se poate de evident că a ținut de MAPN acest sistem. Bun, și cum funcționa lucrul acesta? Ei se antrenau pe timp de pace săptămânal și își făceau tot felul de simulări, niște jocuri video la un nivel mai primitiv decât ceea ce avem acum. Simulau diverse scenarii în care formațiuni de elicoptere sau de avioane pătrundeau în interiorul țării din diverse zone, inclusiv dinspre URSS, dinspre Ungaria, dinspre Sud sau din altă zonă, astfel încât să vadă capacitatea de reacție a apărării aeriene ca urmare a unei surprize pe cerul patriei. Orice radiolocatorist cu experiență medie putea face asta în 2-3 minute, o diversiune radioelectronică. Însă sistemul era prevăzut și cu o contramăsură, și anume, dacă se comuta pe frecvențele de război, jocurile video deveneau imposibile, pentru că sistemul nu mai permitea. În clipa în care aveai... Deci aceste exerciții erau pe o frecvență, în caz de război exista o altă frecvență. Exact, se trecea pe o altă frecvență, cea de război, iar în această situație sistemul nu mai permitea introducerea din interior a țintelor false. S-a interzis trecerea pe frecvențe de război în timpul
începutul lunii decembrie 89. Cu alte cuvinte, s-a dat liber la acele jocuri. Au fost oameni care și-au pus problema? Nu, niciodată. Niciodată până la ancheta recentă făcută de mine și de colegii mei din prezent. La fel ca în întreaga țară unde s-a tras, respectiv Sibiu, Cluj, București și în Timișoara a tras armata română. La Timișoara armata a fost condusă de Victor Stănculescu, Gușe, Chițac, Cârneanu, Roșu, colonelul Zeca, colonelul Rotariu, maiorul Paul și alții. În Timișoara, în acele zile, din ordinul generalului Milea, al lui Stănculescu și al lui Gușe, au fost aduse 3 divizii care însumează 15.000 de oameni, plus un regiment de parașutiști, plus 42 de ofițeri DIA în ținută civilă, care cei de la DIA, dacă vă interesează, au acționat sub indicativul Bucur, București, asta era parola lor de recunoaștere, sau Ionescu 1, 2, 3, 4, 5, iar parașutiștii au avut ca indicativ de cod Tâmplarul. Tâmplarul 1, 2, 3... Armata, prin DIA, Direcția de Informații și Armate... Și prin apărarea antiaeriană. Adică prin apărarea antiaeriană, da. Au folosit niște frecvențe De pace și au introdus ținte false. Ținte false despre care ei știau, cei care au manipulat. Că sunt ținte false pentru că nu se lucra pe frecvența de război. În mod normal trebuia să folosească frecvența de război, da. În condițiile de atunci. Păi pentru a te edifica dacă sunt reale țintele sau nu, era cel mai înțelept să treci măcar pentru 10 minute pe frecvența de război. Ceea ce nu s-a întâmplat. S-a întâmplat fără ordin și am discutat cu acei șefi de stații de radiolocație care au spus că fiind înnebuniți de multitudinea de ținte, pentru că a fost o situație aeriană deosebit de complexă și de îngrijorătoare, au hotărât pe cont propriu, fără să mai asculte ordinul de la București, să treacă pe frecvența de război, moment în care chiar ei au spus, au curățat ecranele de orice țintă și atunci au stat liniștiți dându-și seama că este de fapt o diversiune. Dar n-au raportat șefilor, uite. N-au raportat pentru că ordinul venise chiar de la vârf să nu treacă și ar fi însemnat să raporteze că s-au insubordonat. Dar pe plan local s-au liniștit și n-au mai deschis focul cu rachete antiaeriene și cu lansări de avioane. La unitate CUB, dacă nu mă înșel, de lângă București. Asta este chiar o probă clară. După Revoluție și aviația militară și apărarea antiaeriană, ca structuri ale Ministerului Apărării, și-au făcut propriile verificări. Iar materialele rezultate, deosebit de complexe, au concluzionat că nu a existat niciun fel de amenințare din exterior și că diversiunea radioelectronică a fost făcută din interior, de către forțe interne. N-au spus cine, că era s-ar clar fi anti-incriminat. Iar acele materiale militare secrete au fost desecretizate tot în 2018. Deci, adică recent. Adică până atunci au fost secretizate. Da. Haideți să ne întoarcem puțin în timp la momentul 21 decembrie în piața Palatului la discursul lui Ceaușescu. Da. Cum și de ce a fost întrerupt discursul? Acolo, foarte pe scurt, am mărturia celui care spune că de la o unitate specială a Ministerului Apărării, era o unitate de transmisiuni, de propagandă specială la inamic, așa se numeau ei pe vremea aceea, pe rețelele de sonorizare din piață au introdus o bandă, o înregistrare cu efect de panică. Banda adusă din afara țării, bandă profesional făcută, care pe joasă frecvență, fiind emisă la sistemul de microfonie din piața Palatului, provoca senzația de teamă. Am discutat cu specialiștii în domeniu și spuneau că dacă e supus un asemenea sunet, efectiv te urci pe pereți, pentru că simți în stomac o presiune care îți generează senzația de frică, de panică. Doresc de asemenea să adresez mulțumiri inițiatorilor și organizatorilor acestei mare manifestări populare din București, considerând aceasta ca o Thank you.
Și cine a dat ordin? Inițial, declarația acestor militari care au venit și au spus acest lucru a fost că ei singuri de curiozitate, dar printre rânduri... În timpul discursului lui Ceaușescu, din curiozitate, nu se poate asta. Bineînțeles că nu poate fi credibilă o astfel de variantă și o spun cu titlul de... Sunt aproape sigur, îmi bag mâna în foc pentru asta, au primit ordin să facă, să introducă acea bandă, însă nu au fost de acord să declare cine le-a dat acel ordin. Au spus doar că au pus-o. Șeful acelei... unități, adică acelei... Era o dubă, un TV din acela cum era pe vremuri. Era un locotenent pe nume, tânăr locotenent pe nume Alexandru Grumaz. Exact. Pe care îl întâlnim mai târziu, da, întâmplător, general la STS. Acum rezervist, da. Am constatat, și aici o spun cu detașarea celui care nu mai lucrează în sistem, ofițerii care s-au remarcat la Revoluție trăgând în populație mult și serios, au crescut ca făt frumos după Revoluție în grade și funcții, fiind oglindit același pact despre care am vorbit la începutul emisiunii, înțelegere între ei. Dar ne oprim un pic la momentul 21 decembrie, da, la ceea ce face tânărul locotenent Alexandru Grumaz, pune acea bandă. Când l-am audiat, apropo, a zis că nu-și aduce aminte pentru că a adormit. A adormit acolo. A adormit acolo, da. Nu, mă, ha! A dat unul ceva, o Alo! Ia stat! Alo! 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 Liniște! Stai, stai! Alo! Alo! Copares! Copares! Alo! Copares! Așezați-vă liniștiți! Alo! 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 Tovarăș! Stați, tovarăș! Tovarăș! Stați pe loc! Adunați-mă toți, tovarăș! Ce vă voi? Stați liniștiți! Deci pune la 21 decembrie acea bandă care provoacă isterie, frică în mulțime. Mulțimea se repede, se produce un haos total și se întrerupe discursul lui Nicolae Ceaușescu. Da. La vremea aceea Ion Iliescu era nimeni și Nicolae Militaru era acasă. Era șef de editură. Ion Iliescu era un... Și Nicolae Militaru era un general pensionar, acasă. Categoric. Deci acei oameni au primit un ordin de la altcineva ca să facă acest lucru. Categoric. Pentru că nu le puteau da ordin Iliescu și Militaru. Atunci înseamnă că peste sau înainte de lovitura de stat de care spuneți dumneavoastră că a urmat după data de 22 decembrie, cineva, nu știm cine, încă nu știm cine, nu știm cine, a pus la cale spargerea mitingului și căderea implicită a regimului. Crearea sau unei, crearea unei posibilități. Exact, crearea unei dezordini majore care să ducă la căderea regimului, la revolta populației, la revoluție. Deci corect. Asta concluzie corectă. Asupra Comitetului Central s-au găsit urme de tragere? Au fost urme de tragere, dar după ce... Dar nu spre balcon. Spre balcon, nu. Și toată lumea își aduce aminte că Ion Iliescu și anturajul lui erau liniștiți în balcon în timp ce se spunea că în jur este un adevărat război. Adică ei își continuau rolul pe balcon, nestingeriți în realitate de
canonada care era în aparență îndreptată împotriva lor. De ce credeți unul că Ștefan Guș a rămas în Comitetul Central și nu s-a dus la MAPN? Da. Și, bună întrebare. Și Iulian Vlad, amândoi. Și de ce credeți că Victor Atanasie Stănculescu s-a ridicat de pe scaun și a dat puterea lui militar? Generalii Gușe și Vlad s-au coagulat, să zic așa, în jurul lui Ilie Verdeț, la Comitetul Central. Și acolo s-a creat un aparent pol de putere. Să spunem că Ilie Verdeț era un cap al Partidului Comunist, puțin scos în afara... Da, dar peste Ion Iliescu oricum. Ca să se știe de către toată lumea. Bun. Cei 500 de militari care i-ai predat fără arme. I-am întors înapoi, stați așa. Tovarășul lui Diaconu, Mircea Diaconu, așa s-au întors înapoi la unitățile lor. Atât s-au luat de acolo, ca să știți. Rus, fii atent la mine, măi. Dom'le, nenorociți ăștia care au fost, s-au urcat pe fel de fel de blocuri. Trag de la corul, trag de din corul, trag. Pregătește, ai elicopterele încălzite. Unde-le? Dom'le, să-mi patrulez cu ei pe deasupra, să vezi pe unde sunt băgați, pe unde deschis foc. Ai putea chiar să tragi din elicopter cu armament individual aia care sunt sus pe blocuri. Șeful statului major era generalul Gușe, cu alte cuvinte era șeful armatei nemijlocit. Exact. Ei, foarte mulți militari cu care am discutat au rămas pur și simplu perplexi și nu au înțeles și nu vor reuși să înțeleagă niciodată de ce generalul Gușe, în loc să meargă la punctul de comandă firesc, adică la Ministerul Apărării Naționale, a rămas la CC, unde era improvizat un punct de comandă, dar nici de cum așa de eficient ca la Ministerul Apărării, de unde erau legăturile cu toate unitățile militare, a rămas în CC. Cu experiența lui, a făcut o eroare strategică extraordinară. Trebuia să meargă la MAPN, unde îi era locul, de drept. A rămas lângă la sediul puterii politice, cum exact. Ar fi. A apreciat greșit situația. În schimb, generalul Stănculescu s-a descurcat de minune și, ajungând la Ministerul Apărării pe la orele 13:30 în ziua de 22, la 2:10 s-a trimis un ordin tuturor unităților militare din România să asculte din acel moment doar ordinele venite de la Ministerul Apărării, nu de la CC sau din altă parte. Și din clipa aceea, unitățile militare toate se raportează doar la Ministerul Apărării Naționale. Și nu la neapărat la o persoană sau o funcție. Exact. Și ăsta este un moment foarte important, pentru că în clipa asta îi se iau prerogativele de comandant suprem al apărării lui Nicolae Ceaușescu. Le preia Ministerul Apărării prin ministrul în fapt, care era la acel moment generalul Stănculescu. Și folosea indicativul Rondoul, folosit de generalul Milea. Și de ministru în funcție. Și de ministru în funcție. Și din clipa aceea, unitățile militare au ascultat doar de ordinele la Ministerul Apărării, iar cei din CC, adică Gușe și Vlad, se turau un gol, practic. Îi știm prin celebrele filmări, când vorbesc la telefon și dau impresia, dar ei se turau un gol, este neacademic spus, pentru că ordinele erau doar de la Ministerul Apărării, unde erau Stănculescu, militarul și Ion Iliescu, ca șef al lor. Băi, să terminați cu zborurile și cu astea, măi. Băi, terminați cu astea, că m-am nebunit. Au debarcat, să treacă la fază aeroportul ăla, dacă străine, să împușcă tot. Ai înțeles? Dar pe bine înțeles, ce mai pui probleme? Așa, atrage atenția comandanților că ăștia sunt din ăștia specialiști. Dom'le, cum a apărut fără nimic, mai rezui. Răzui, nici nu se discută. Așa, drag. Dar ține legătura permanentă cu ei. Ăștia-s trupe de elită. Da, bine. Cu toate astea, Gușe oprește ceea ce s-a întâmplat la... Da, dar oprește la Ministerul Apărării, pentru că îl oprește în 23 decembrie. Când s-a dus la minister. Când s-a dus la minister și din biroul ministrului apărării discută cu Moiseev, omologul lui sovietic, și spune nu vă permit să intrați. Și atunci Moiseev le ordonă celor de la frontiere, despre care v-am vorbit, să se retragă. Verdeț putea fi un pericol pentru puterea instalată? În primele ore, da, pentru că era în ierarhia PCR într-o poziție superioară, îi avea lângă el pe Gușe și pe Vlad, adică armata și securitatea, și părea că acolo sunt șanse mari de a se prelua puterea. Însă Ion Iliescu, Stănculescu și toți ceilalți șefi de direcții militare se descurcă mult mai bine și merg la punctul de comandă. De ce nu s-a dus Verdeț la Ministerul Apărării? N-a avut flair, aș putea spune. Vă rog să mă înțelegeți,
nu fac parte din cei care au spus să tragă și cei care au tras în oameni vor răspunde. Însă armata trebuie să fie a noastră și să fie cu noi. Este foarte bine. Vă rog. Să mai trage? Vă rog să-mi dai voie să vorbesc. Lăsați-l să termine. Vă rog, păstrați. Oamenii care sunt prezenți aici, cadre superioare din armată și după părerea mea mai sunt încă foarte mulți în armată credincioși, să nu ne apucăm să ne răpuim cu ei. Doamne Crește. Dacă vom crea acest haos, dragi tovarăși, sau cetățeni, oameni buni, cum vreți, nu-mi imputați mie, pentru că greu acum să-mi revin, comunist am fost de toată viața mea, dacă vom crea o asemenea chestiune, va fi o vărsare de sânge, un război fraticid și n-are rost. Ilie Verdes a fost scos din joc violent, a fost bătut în ziua de 23, dacă nu mă înșel. Cum adică? A fost chemat la Ministerul Apărării, asigurându-se în aparență protecția. Generalul Stănculescu a trimis un tab după el la CC. Pe drum, în loc să-l ducă la Ministerul Apărării, l-au debarcat pe la Ministerul Agriculturii sau așa ceva, unde l-au întâmpinat niște oameni de bine, l-au bătut foarte bine și așa a fost scos din joc Ilie Verdes, care s-a prins cum stau lucrurile. Și el declară ulterior și a dat seama că puterea este de acum în mâna lui Ion Iliescu. A simțit pe pielea lui noua democrație a lui Ion Iliescu. Deci așa și-a încheiat cariera revoluționară. Cariera revoluționară fiind speriat de moarte cu moartea. Despre asta vorbim. Atunci când eram în discuția aceea cum se numească nou organ, Frontul Salvării, Frontul Democratic și alte și alte și alte păreri, domnul Iliescu insista foarte mult să ia legătura telefonică cu generalul Stănculescu. Or, lucrul acesta, cred, dacă eu aș fi fost în locul lui, generalul Gușe, m-aș fi simțit lezat în amorul meu propriu. Pentru că el fiind acolo, deci capul armatii în momentul respectiv, domnul Iliescu, în loc să se adreseze lui, s-a adresat, căuta să ia legătură cu generalul Stănculescu. E, probabil că unii au observat lucrul acesta. În aceea seară, domnul Iliescu, ducându-se la televiziune, generalul Tudor a declarat, de acum se știe în țară întreagă, că domnul Iliescu i-a spus ține legătură cu generalul Stănculescu, pe care l-am numit ministrul apărării naționale. Totuși, de ce Stănculescu s-a ridicat de pe scaunul ministrului? Într-o primă fază, rolul determinant... Pentru că avea toată puterea în mână. Exact. Într-o primă fază, rolul determinant l-a avut Stănculescu. El pune la dispoziție statul românul Ion Iliescu. După care Ion Iliescu și generalul Militaru au preluat practic conducerea statului, iar Ion Iliescu încă din 23 decembrie îi spune lui Stănculescu: măi Victore, sau cum îi spune, noi am decis, el a îmbrăcat întotdeauna decizia colectivă comunistă. Decizia colectivă, niciodată n-a spus eu am decis. Noi am decis ca ministrul apărării să fie Nicolae Militaru. Agent Ghereu. Da, moment în care Stănculescu realizează cum stau lucrurile, știe că pe moment nu are nimic de făcut, este foarte frustrat, pentru că în toate declarațiile ulterioare spune că a simțit o frustrare profundă în clipa aceea, pentru că el considera că îi se cuvine funcția și pe bună dreptate Iliescu îi datora totul pentru acele... Nu cred că... Cred că putea să-i aresteze. Nu știu dacă putea, pentru că deja erau instalați foarte mulți și el chiar spune: m-am ridicat în mod elegant, i-am zis poftiți domnule ministru, și așa iese din ecuație. Se duce într-un birou la Ministerul Apărării Naționale, unde are inclusiv gânduri de să vă arăt cine sunt eu, dar nu o face, are o ezitare. Însă, ulterior, la mijlocul lui februarie 90, este reinstalat în funcția de ministru al apărării generalul Stănculescu, în urma mișcării CADA. Mișcarea CADA este o mișcare a tinerilor ofițeri ai armatei române, care știau trecutul lui Militaru. Știau trecutul lui Militaru și nu erau de acord cu revenirea la comanda armatei a unor personaje... 40 de generali GRU și KGB. Am avut la dosar, este la dosar, stenograma întâlnirii din 6 ianuarie de la sediul Ministerului Apărării Naționale, unde toți ofițerii și cei mai tineri și așa au o poziție vehementă împotriva lui Nicolae Militaru și se spun niște lucruri cumplite și pentru Ion Iliescu și Nicolae Militaru, stenogramă care este cât se poate de relevantă. Adică unii s-adresau generalului Gușe și alții s-adresau generalului Stănculescu. În armată așa ceva nu se poate. Comanda trebuie să fie unică, pentru că și răspunderea trebuie să fie unică. Ca să dea fiecare ordinele care le dă,
s-ar putea întâmpla să se încalice aceste ordine, să difere un ordin față de ordinul care îl primește de la altă persoană și se pot întâmpla catastrofe. Ați demontat problema teroriștilor. N-am niciun dubiu că n-a fost niciun terorist, este o poveste inventată. Au murit toți în foc fratricit sau prin autoaccidentări, tot pe bază de stres. Au împușcat foarte mulți, unii mortal. Da, dar a fost pusă la cale această... Bineînțeles, psihoza a fost indusă cu rea intenție. Dar Dânsu registrează tot acolo, acolo, aici sus! Da. Dacă nu ne lăsați să ne organizăm, nici control nu vom avea nici organizare. Nu aici, iubitul ăla. Veniți cu toți sus! Haideți în sală mare! Adultul pe tovarășul Bârlădeanu și... Nu s-a aici, sunt pe sala mare. Când am vorbit acolo, am zis frontul unității populare. Nu e bine, nu e bine. Democrație să fie un cuvânt explicit. Democrația a fost... Frontul salvării naționale mai funcționează de 6 luni de zile. Nu se mai poate frontul democrației că a fost. Alte situații au fost trecute cu titlul de dovadă cu privire la existența teroriștilor, este o situație de la Reșița, în care împotriva unității de rachete de la Reșița, într-adevăr, în unitate au murit 5 militari, despre care s-a spus că au căzut la datorie în lupta cu niște misterioși trăgători cu luneta de peste, care au tras de vis-a-vis de pe dealuri. Au și statuie, aveau, că unitatea s-a desființat. Și toată lumea credea că, într-adevăr, acei militari ai armatei române au fost omorâți de securiștii teroriști care au tras cu arma cu lunetă. Doar că prin 1997, la parchetul militar Timișoara, da, s-au prezentat niște militari disponibilizați ca urmare a unor desființări de unități militare care au spus cam așa, printr-un denunț. Suntem nemulțumiți că noi am fost dați afară din armată și cei care i-au omorât pe colegii noștri din unitate sunt încă păstrați în activitate. Și procurorii militari au întrebat, care colegi, care morți? Păi cum care? Păi n-au murit în lupta cu teroriștii, nici vorbă. Și au fost indicați adevărații trăgători, colegi de militarilor care pe fond de stres au deschis focul împotriva propriilor colegi, după care, dându-și seama că s-au împușcat între ei cu buna știință a comandantului unității și cu buna știință a comenzii militare, cadavrele au fost luate, au fost plasate pe gardurile unității, s-a mușamalizat totul, s-a spus că au căzut în lupta cu teroriștii, când de fapt au fost împușcați de colegii lor, colegi care au fost luați la întrebări de procurorii militari și au fost condamnați la câte 15 ani de închisoare fiecare pentru omor în acea situație. Dar în analele Ministerului Apărării au rămas ca fiind acei morți în lupta cu teroriștii. Și pot multiplica aceste exemple de foarte multe ori. În dotările forțelor armate erau și arme care foloseau muniție de calibre diferite. Nu este niciun mister aici. Fiecare armată avea propriu batalion de cercetare, diversiune. Aceia foloseau multe alte calibre, cum erau cei celebri de la 404 Buzău al lui Truțulescu, care au desfășurat misiuni și la Timișoara și în București, începând cu 22 decembrie. Dar ați studiat în anchetă, ați ajuns și la ceea ce au făcut aceste trupe de diversiune din cadrul armatei și la DIA? Parțial, știți ce a făcut, da, DIA în zilele alea? Parțial știm ce a făcut și DIA, s-a ocupat de diversiune, pentru că cel mai complex sistem de comunicații militare l-aveau cei de la DIA și erau în sediul Ministerului Apărării Naționale, nu altundeva, și de acolo s-a dezinformat pe linie telefonică și, apropo de liniile telefonice, securității s-au tăiat toate comunicațiile militare încă din 22 decembrie. Chiar și la nivelul consiliilor județene? Peste tot. Toate legăturile securității au fost tăiate și comunicațiile militare au putut fi efectuate doar pe linie militară. Și mai mult, pentru a fi siguri că nu intervine nimeni, și-au dublat liniile de comunicație începând cu 23 decembrie, cei de la MAPN. Cu alte cuvinte, dezinformările multiple realizate prin telefonia militară se puteau face nu de altcineva, și tot de către cei care controlau sistemul de comunicații, cei de la DIA. Nu de altcineva. N-am avut niciun fel de partipric cu securitatea, n-am avut în familie așa ceva. Chiar inițial vorbeam despre idei preconcepute, chiar am crezut că ei au contribuit, dar după aceea, analizat probatorul într-un mod onest,
se demonstrează că după 22 decembrie și până când s-au terminat evenimentele revoluționare, ei n-au avut un rol în a reprima, în a lupta cumva împotriva revoluției și revoluționarilor. Totul s-a făcut în scop de diversiune pentru a se atinge obiectivele noi puteri politico-militare. Accederea la putere, exonerarea de răspundere, respectiv păstrarea puterii. Și au păstrat-o timp de 10 ani. Totală. Ați cercetat și ce s-a întâmplat în jurul TVR-ului, v-ați lămurit? Da. Pentru că s-au tras asupra vilelor, da. Au fost incendiate. Perimetrul din jurul TVR a fost unul deosebit de fierbinte în zilele Revoluției. Au murit foarte mulți oameni. Acolo am luat din nou decedat cu decedat. Cel mai nociv rol l-au avut civili înarmați și cei din gărzile patriotice care s-au instalat în vilele din zonă, din zona Dorobanți. Sunt situații cât se poate de clar probate, civilii și gărzile patriotice au intrat în vile pe fond de psihoză și pe fond de masare a numeroase trupe și în televiziune și pe televiziune și în jur, toate intersecțiile și străzile, se deschidea focul fratricid și mureau foarte mulți oameni. Trebuie să spuneți că în vilele care erau vis-a-vis de televiziunea română s-au instalat gărzi patriotice? Da, pentru că au fost audiate. Au fost audiate. Și ei au tras înspre televiziune? Au tras înspre televiziune și invers, pe fiecare suspiciunându-l pe celălalt ca fiind terorist. Astea sunt probele adunate nu de mine, sunt probele adunate în anii 90, 91, 92 la cald. Nu suspicionez că gărzile patriotice au avut o altă țintă. Și anume, care? Să creeze ceea ce spuneți dumneavoastră. Gărzile patriotice, nu există nicio probă că ar fi avut vreun motiv să deturneze lucrurile. Nu să le deturneze către în sprijinul lui Ceaușescu, ci să creeze psihoza de care spuneți dumneavoastră. Nu am vreo probă că șefii gărzilor patriotice ar fi dat vreun asemenea ordin. Gărzile patriotice din vile au fost oameni care au murit dintre cei care au ocupat. Au murit și dintre gărzi și civili și militari și răniți foarte mulți. Da. Da. Da, nici noi nu știm, o să anunțăm. Ia. Uite la ultimul în spate. Așa, filmează tot de acolo din față. Ați avut și mărturii din partea celor care erau implicați în planurile de rezistență? Da.
A fost o preocupare. Adică exista plan de rezistență. Da, a mers pe toate pistele posibile și imposibile, toate pistele teoretice pentru a vedea dacă nu cumva a fost și altceva decât ceea ce am concluzionat până la urmă. Și o astfel de pistă a fost să văd cum au acționat celebrele, pentru că s-a vorbit foarte mult în spațiu public despre grupurile de rezistență. Și am avut norocul să găsesc în arhivele Gărzilor Patriotice legea lor de organizare, principiile, modalitățile și tehnicile grupurilor de rezistență. Știu exact, am aflat cum acționau, cum se activau, ce obiective aveau, cum erau diseminați în societate. Acum, sunt foarte multe lucruri de spus despre rezistență. Era acea doctrină până în 89 de rezistență a întregului popor, în cazul în care suntem invadați de un inamic străin, dar cele două premise obligatorii pentru ca grupurile de rezistență să fie activate erau așa. Pe de o parte, trebuia decretată starea de război și a doua condiție obligatorie era ca cel puțin o parte a teritoriului național să fie ocupat de un dușman extern. Rezistenții, să-i spunem așa, erau diseminați în principal la gărzile patrioticele, erau în principal luați din rândurile rezerviștilor și aveau misiuni diferite, fie de a săvârși acțiuni de sabotaj, fie de a culege informații în spatele frontului, adică se presupunea că vine un inamic străin, o armată URSS, după model Cehoslovacia, da? Ocupa o parte a teritoriului și cei rămași în spatele liniei ajutau armata care acționa în teritoriile încă neocupate, să rea controlul asupra teritoriului vremelnic ocupat cu ajutorul celor rămași în spate. Este un principiu pe care îl aplică toți, nu suntem noi inventatorii cozii de la prună. În decembrie n-a fost nici război, n-a fost nici teritoriul vremelnic ocupat, ei erau psihologic și militar pregătiți să tragă sau să vrășească acte de culegere de informații sau diversiuni doar împotriva militarilor ocupantului străin, nici de cum împotriva poporului român și împotriva armatei române. Însă, am avut noroc să discut, să identific și un rezistent, să zic așa, foarte important, care mi-a explicat cum funcționau și care mi-a spus foarte clar că nu s-au activat în decembrie 89 pentru că n-a fost cazul. N-am fost nici în război, n-am fost nici ocupați de ruși sau de țările prietene, nu a fost nicio situație, nimeni nu le-a dat ordin. Și apropo de ordin, ei se activau doar prin intermediul radioului, nici de cum prin intermediul vreunor alte mijloace. La radio puteau asculta o anumită parolă care era... V-a dat un exemplu de parolă? Da, Nicu. Nicu? Nicu. Nicu? Nicu de la Nicolae. De ce radio? Pentru că era foarte... Atunci nu aveam telefoane mobile, nu erau... Nu aveau acces... Nu toată lumea avea televizor. Bineînțeles, nu aveai televizor, nu aveai acces la presa centrală, pentru că premisa era că teritoriul este vremelnic ocupat, cu alte cuvinte, acolo unde activau rezistenții, nu ajungea presa de la Sunteți București. Sunteți convins 100% că nu s-a auzit Nicu la radio? Sunt convins că nu s-a auzit în mod repetat, pentru că pe unii îi cheamă Nicu, vrem, nu vrem, Nicu Ceaușescu, de exemplu, dar nu era suficient pronunțarea unui nume odată într-un anumit context. Era o anumită formulă prin care se spunea acest Nicu și se spunea la radio. De ce la radio? Pentru că un aparat de radio era facil să-l ai și nu era suspect dacă l-aveai, pentru că eram în anul 1989, era suficient să ai două baterii sau o priză și ascultai la radio orice și pe frecvențe, pe oricine. Deci nu prin televizor, nu prin presă, nu prin curieri sau orice alte mijloace, nu prin stații de emisie recepție, pentru că nu aveai, ci prin radio. Și nu a fost vorba despre activarea structurilor de rezistență de la nimeni. Am făcut serioase cercetări în acest sens, s-a vorbit mult că s-au activat, este fals, pentru că, repet, am vorbit și le-am luat și arhivele, am discutat și cu rezistenți, pentru că i-am găsit, am discutat și cu persoane foarte bine informate, aflate la comandă, atât a mea APN cât și mei DSS, și nu este cazul să se fie activat structurile de rezistență. Eu mi-am făcut treaba. Sunt oricând gata să dau raportul în fața, hai să zicem acum, terminăm într-un mod, justiției divine. Dacă acum ar trebui să dau socoteală pentru ceea ce am făcut, nu mi-ar fi frică și aș face chiar în secundă aceasta. În schimb, alții, colegi de-ai mei, procurori sau judecători, în clipa în care, la un moment dat, mai devreme sau mai târziu, vor fi chemați la raport de către divinitate, Dumnezeu, sunt curios cine va mai putea invoca atunci excepția de necompetență. Să vedem cam cum se vor pune lucrurile. Suntem informați că s-a luat legătura cu ambasada sovietică, care ne-a promis ajutor militar imediat.
întrucât agenții străini și-au permis să trimită elicoptere cu oameni înarmați cu scopul de a distruge ceea ce poporul român a cucerit. Încă o dată. Deci, s-a luat legătura cu ambasada sovietică, care ne-a promis ajutor militar imediat, întrucât agenții străini și-au permis să trimită elicoptere cu oameni înarmați cu scopul de a distruge ceea ce poporul român a cucerit.